Salut, prieteni, bine ați venit la Auto la Test. De data asta suntem cu o mașină din parcul second hand al partenerului nostru de mobilitate, Eurial Pantelimon. Este o mașină pe care mulți ați criticat-o din prima secundă când a apărut pe piață, culmea. Și nu cred că ar fi meritat. Bun, și Stellantis are partea ei de vină pentru că au avut cel puțin pe gama Grandland niște prețuri relativ mari acum 4 ani de zile. Acum 5 ani de zile când a apărut mașina, efectiv vorbim de prima mașină efectiv făcută în masă de către Alianța Stellantis, de când a intrat și Opel în Alianța asta. Până atunci ei produceau și fostele mașini ale celor de la GM. Bun, Grandland-ul de față a apărut acum vreo 2 ani jumate, dacă nu mă înșel, varianta asta, facelift-ul cu care suntem noi în teste astăzi. În schimb, vorbim totuși de o mașină care are un an vechime, cred că are vreo 20.000 de kilometri și se vinde cu un preț foarte, foarte bun, o să vă zic la interior când ajungem. Deci, mașină de 20.000 de kilometri, adică o mașină care încă mai are garanție, o mașină cu amplu criticatul motor 1.2 turbo de 130 de cai. În schimb, de data asta vorbim de varianta 2023 cu 1.2 îmbunătățit. Da, nu are distribuție lanț, dar o să vă explicăm noi mai multe referitor la acest motor când deschide capota. Acum vorbim despre mașină. Bun, ce este Grandland-ul, cum se prezintă el după un an de utilizare? O mașină care este produsă în Germania. Foarte mulți nu știți, dar Opelul Grandland este făcut în Germania. Ok, hai să deschidem și portbagajul. Și nu suntem într-o variantă cu de top, vorbim de o variantă normală. Aici cred că s-a cărat ceva. Bun, nu e niciun fel de problemă. Hai să vedem dacă are roată de rezervă. Nu, are un kit de reparație. Portbagajul este masiv. Culmea este același portbagaj care îl găsiți și la 3008 de precedentă generație. În schimb, de data asta vorbim de un portbagaj mare, adică uite, vezi, e gura asta de încărcare este destul de înaltă, în schimb el este foarte mult în jos, da? Amortizoare stabil, să vedem, sunt Stabilus, made in Germany. Nu, astea sunt amortizoare, nu sunt Stabilus făcute în România, sunt făcute în Germania, pentru că mașina este făcută în Germania, da? Efectiv este fosta fabrică, cred că cea mai bună fabrică Opel din istorie, fabrică GM din istorie, de altfel nu vorbim neapărat de o fabrică Opel, că Opel până 2017 a fost la americanii de la General Motors, adică n-a fost o marcă nemțească. Scrie mare Grandland pe el, scrie sigla Opel, se vede foarte, foarte mic acolo să avem Opel. Mașina de față este o echipare medie, adică vorbim de jante, vorbim de trimurile astea interesante ale caroseriei. Hai să deschidem și în spate. Bă, Grandland-ul în 2024, mașina s-a produs până acum vreo câteva luni, dacă nu mă înșel, ei acum au oprit fabrica pentru a băga în producție noul Grandland. În schimb, mașina asta, să știți că încă este de actualitate. De ce? Pentru că mulți m-au întrebat, domnule, de ce se duce fața de ușă până jos? Că atunci când te urci, să nu te umpli de pământ. Asta e o soluție pe care am văzut-o foarte mult la mărcile japoneze și special mărcile japoneze deluxe. Pragul ăla, adică efectiv șorțul ăsta de plastic care este pus pe fața de ușă, acoperă pragul, da? Presiunea anvelope reci, ne spune și în limba română. Despre calitate vorbim efectiv când ajungem la interior. Anvelopele sunt Michelin 215-65 R17, niște anvelope Primacy 4. Sunt niște anvelope normale. Din păcate, noi cei de la Auto la Test nu mai recomandăm brandul Michelin, pentru că brandul Michelin, ca și brandul Volkswagen, în ultimii ani și-a cam înșelat clienții, adică au renunțat un pic la calitatea aia pe care au făcut faimoși în trecut. Farul cu LED, mașina de față nu cred că are proiectoare, senzor de parcare față-spate, o echipare corespunzătoare, noua grilă radiatorului lansată acum 2 ani de zile. Noi am mai testat mașina asta de la importator și era o variantă mai cu de toate, mult mai bine echipată și nu este neapărat un lucru fericit. Bun, mașina costă undeva în jur de 21.000 de euro, 20.000 de kilometri reali, cu carte service, cu garanție. E o mașină care își merită bănuții și acum hai să deschidem un pic capota să vorbim și de motorizare și de cutia de viteză. Atenție, vorbim de ultima mașină Opel cu transmisie automată cu convertizor. Ok, am deschis capota. După cum mine o să nu avem amortizoare la capote, nu vorbim de un DS, dar atenție, este aceeași platformă tehnică cu cea lui DS7 și dacă te-ai gândit vreodată să-ți cumperi un DS7 de 70.000 de euro, nu uita că Opelul Grandland este aceeași mașină. Bine, vorbim de alte interioare, vorbim de o calitate diferită, o fabricație diferită la interior, în schimb, tehnic vorbim de aceeași mașină. Sub capotă avem motorul de 1.2 turbo PureTech de 130 de cai,
nefiind decupat, avem distribuție pe nas. Nu o să deschid acum pentru că abia am venit de pe autostradă. Distribuție care este schimbată. Turbina este în față, totul este corect. Pe aici bateria este pusă în partea dreaptă, cum te-ai fi așteptat. Și cam asta e toată mașina. Adică nu este nimic science fiction. Hai să vedem farurile, cine le face. Da. Ați înțeles, da? Opel. Le face Opel. Nu scrie niciun brand, bine, al. Nu știu exact cine este al, dar la un moment dat o să aflăm. 1234YF, aerul condiționat. În schimb, dezavantaj că nu spune cantitatea, un lucru nasol. Nu știu de ce Opel nu spune cantitatea. Și cam asta e tot. Vasul de expansiune este pus acolo în partea asta, în alta, ca să faci diferența între nu vasul de spălat parbrizul față de vasul de expansiune, un lucru foarte important. Un tampon de motor mare. Mașina este configurată simplu, deci nu e nimic science fiction. Ai o turbină în față, un motor cu 3 pistoane, 1-2 turbo, 130 de cai, 230 ceva de Nm, dacă nu mă înșel. În schimb, vedeta este asta de aici de jos. Hai să văd dacă pot să vă arăt. Uite, acolo scrie. Hai să văd, pot să văd dacă pot să vă dau și zoom. Scrie Aisin Aveco Limited Japan. E, aia e marea invenție. Este efectiv transmisia cu 8 trepte cu convertizor de la Toyota. Este o transmisie considerată de mine cea mai bună cutie de viteză automată montată pe un motor transversal de pe piață. Asta împreună cu GM-ul cu 9 trepte de la evident de la Cadillac XT4 testat de noi acum ceva vreme. Aia e la fel o cutie senzațională. În schimb, aici vorbim de o cutie de volum. Adică cutia asta o găsești pe toate mașinile celor de la Peugeot, Citroen, Stellantis, BMW, Mini, Volvo, pentru că este cea mai bună cutie de pe piață din punctul meu de vedere, pentru că este foarte, foarte fiabil. Adică n-am auzit niciodată să fie vreo problemă cu cutia aia. Din nou, cutia are garanție, pentru că este o cutie, este o mașină în garanție. Despre distribuție, hai să vorbim, că toată asta e, să vorbim și despre de ce toată lumea fuge de motorul ăsta. Toată lumea fuge de motorul ăsta dacă nu este întreținut corespunzător. Stellantis recunoaște că a avut probleme cu motorul ăsta, a cedat în multe, multe, multe cazuri, în momentul în care ei au fost obligați să schimbe motoarele, adică nu să le repare, să le înlocuiască complet. De ce? Pentru că cureaua de distribuție este băgată în ulei și scădeau bucățele cureaua aia la intervalele vechi de revizii, care erau foarte mari, erau aberante, nu știu, 30.000 de km sau 2 ani, bucățele mici din curea ajungeau în sorbul din baia de ulei de la sistemul de ungere și se bloca sorbul și să nu mai aveai ungere pe motor și pa, la revedere motor. Bun, vorbim de o mașină produsă în 2023, adică deja vorbim de o mașină care are distribuția revizuită, adică vorbim de, în primul rând, altă distribuție, alt ulei, da? Altă normă de ulei ca să nu mai atace materialul din care e făcută distribuția. Distribuția este alt producător, da? Și intervalele de revizie au scăzut. Nu mai sunt 30.000 sau 2 ani, sunt cred că la 10.000 de km acum. Deci oficial nu ar trebui să mai fie niciun fel de problemă, pentru că pe vremuri uleiul a fost problema, pentru că uleiul trebuia schimbat mai des și Stellantis și-a dat seama mai târziu de treaba asta. Noi trebuie să spunem treaba asta sau le spunem oamenilor. Atenție, mașina de față are garanție, deci nu-ți cumpere mașină second hand de la Eurial Pantelimon și zici, bă, mi-am luat o mașină și la revedere, vera, n-am niciun fel de garanție. Nu, mașina este încă în garanție și am impresia, cred că mai este și șansa să o puteți să o și prelungiți. Nu mai știu intervalele de la Opel, dar sigur la Peugeot Citroen poți să ajungi până la 6 ani sau 180.000 de kilometri, care ajunge prima, cu condiția să faci revizile la ei și oricum le faci la ei să nu fie niciun fel de problemă. Bun, deci am rezolvat problema cu motorul, revizile se fac mai des, cureaua este schimbată și cutia de viteză evident nu are niciun fel de problemă, că este considerată de mine cea mai bună cutie de viteză de pe piață, adică bulletproof, mașină cu tracțiune doar pe puntea față. Bun, și acum și la interior să vorbim un pic de calitatea de fabricație și cum se prezintă un Grandland după un an de zile. Ok, suntem la interior, spumă peretanică pe ușă, din start, piele, da? Piele cusătură, geamuri automate pentru toate geamurile, pentru toate ușile, cum ar zice cineva. Din start, atenție, nu vorbim de varianta de top cu LCD-ul ăla mare în spatele volanului, se vede foarte bine, are 22.000 de kilometri, da? În primul rând, o chestie pe care eu
Eu n-am, în multe situații am criticat-o. Eu pun frână cu piciorul stâng, am fost criticat de mulți, cum să pui piciorul frână, să pui frână cu piciorul stâng, tocmai mi-a căzut cheia de contact. Bă, eu pun frână cu stângul automată și la manuală pun frână cu dreptul, da? E, se pare că Stellantis a apropiat prea mult pedalele astea, părerea mea. Pedala asta trebuia să fie un pic mai blată și să fie un pic mai în partea din stânga, ca să poată să frâneze și americanii sau cei care conduc în America cu piciorul stâng când pun frână la cutie automată. Atenție, nu la manualul, la automată. Bun, hai să vedem și să o și punem. Ok, cheia este clasică, nu este nimic science fiction, este cheia de la PSA. Bă, o cheie care este durabilă. Asta credeți-mă pe cuvânt, dai cu ea pe jos, o tăvălești, n-ai niciun fel de problemă. Așa are să se pornim, da? Ok, am pornit-o. Să vedeți și că s-a aprins și display-ul ăsta. Deci tot ce vedeți voi e standard. Deci vorbim de un nivel de echipare GLX. Bă, un nivel de echipare corect. Adică din punctul ăsta de vedere nu sunt probleme. Uite, eu am mers cu mașina 11 km, am avut un consum de 6.2 și am mers un pic și pe autostradă, da? Autonomie peste 600 de km cu 50 de litri. Deci cam asta e situația. Mașina nu are sistem de navigație pentru că se plătea separat, deci echipament navigație lipsă, dar evident te poți conecta. Ai audio, ai telefon, deci Android Auto sau Apple CarPlay. Set, să-ți faci tu toate setările, aici niște iconuri și ai și mașinuța unde poți să-ți anulezi sau să setezi niște chestii. Ia să vedem ce mai ne arată. La acces rapid, antipatinare, lumini de drum, astea sunt toate, nu? Ok, accesul rapid e vorba de siguranță. Și aici Active Safety Brake cu tare, citire viteză, citire panouri, atenție, asta zicem, mi le închid eu, citire viteză, hai să vedem, panouri, semnalizare, bun, ok, să zicem că astea mi le-am anulat eu, deci cam asta e tot cu sistemul multimedia, am rezolvat. Ok, să vorbim de calitatea de fabricație, așa v-am zis, de spumă poliuretanică pe uși, montantul este serios de net, deci nu vorbim ca la Alfa Romeo Junior sau Jeep Avenger, adică unde se mișcă montantul, vorbim de o mașină făcută în Germania, nu vorbim de o mașină făcută în Italia sau Turcia sau în altă parte, spumă poliuretanică peste tot și ca să-ți dai seama și aici e spumă poliuretanică, bă, un lucru foarte important, hai să tragem un pic de ele, că toți m-ați acuzat, domnule, că numai de Dacia tragi, nu mă, uite, trag și de asta, da? Uite și mă împing și în asta, dar ce atenție, aici e spumă, aici nu e un plastic moale, da? Made in Germany, atenție, uite. Da, ok, aici nu o să fie. Deci atenție, nu vorbim de mașină premium. Așa cum am vorbit și în alte situații referitor la Grandland și la Opel în general. Bă, butoane, bă, te rog frumos, lasă-mi butoanele astea cu clima. Da, sunt butoane și la combo, lasă-le așa. Ai un spațiu de depozitare, acolo poți să spui opțional dacă găsești vreo variantă cu wireless charging. Cutia de viteză cu drive mode, hai să le și activăm. Eco și normal și sport. Tu toată viața ta o să mergi în Eco, deci e irrelevant. Cutia de viteză o știți deja de la din 2017 sau 18, de când a apărut cum îi zice 3008, că e aceeași platformă tehnică, frână de mână hidraulică, tapiserie din piele normală, din piele asta normală textilă, nu mă scuzați, nu este o tapiserie textilă, băi, decentă, e super optimă pentru România. Asta nu-mi place, de mie personal inserțiile astea, tobele fake, carbonul fake, asta nu și aveau rostul. Bă, dar cel puțin nu sunt luceoase, adică că nu o să bată soarele vara, nu o să-ți să te nenorocească. În schimb, astea cred că da, la un moment dat o să bată soarele destul de dubios în trimurile astea piano black și alea sunt un pic de criticat. Padele în spatele volanului, așa arată volanul la 20.000 de kilometri, este o uzură normală. Atenție, asta a fost o mașină, este o mașină a dealerului Eurial Pantelimon, deci o mașină care a fost folosită de foarte, foarte multă lume, dar întreținută corespunzător, atenție, distanțe mici, perioade scurte și cam atât, adică în mașina nu a făcut cei 21.822.000 de kilometri săptămânal Germania, că altfel dura, cred că într-o două săptămâni era gata. Bun. Hai să vorbim de mașină. Deci un Grandland Model Y 2022, deci modelul este 2022, el a fost înmatriculat în 2023 și adică a stat un an de zile oarecum pe stoc sau la Stellantis în Germania și a venit în România în 2023 când a fost înmatriculat, da?
96 de kW înseamnă 130 de cai, AT8, petrol, benzină, 100, așa, bam, bam, bam. Astea sunt dotările opționale ale mașinii, vorbim de pachet iarnă 455 de euro, pachet confort 266, preechipare roată de rezervă, argintiu 390, deci undeva în jur de 1361 de euro dotări opționale. Prețul acum este de 21.658 sau dacă o iei pe firmă să-ți deduci TVA 18.200. Bă, e o chestie importantă, da? Rezervă 53 de litri. Mașina este Grandland, atenție, 1395 de kg la gol. Nu este o mașină mică, adică nu este Moca, nu este... Stai un pic, domnule, mi-am cumpărat, nu știu, un Crossland, da? Sau un Moca, sau o mașină, un 2008 din segmentul ăla. Nu, asta este ca dimensiune, efectiv, cât 3008-ul, cât DS7-le, adică concurează direct cu Kia Sportage, cu Hyundai Tucson, cu Toyota RAV4. Șoc și groază, da? Toyota RAV4, adică este o mașină de clasă, un SUV de clasă compactă, da? Nu crossover, nu alte nebunii. 230 Nm, viteză maximă 200, vă zic eu, 0-110,3, consum 6,6, bun, consum 7,1, hai să vă arăt cât consumă mașina, bam, nu conducere, nu personal, unde eram, deci avem 7,1 și pe ultimii 760 de kilometri, 746 de kilometri cu medie de oraș, aia medie de oraș, 7,6, da? Range 620, deci cam asta e, mașina consumă bine, deci din punctul ăsta de vedere nu o să pot să zic niciodată despre 1-2, că e un motor care, în afară de faptul că a avut problemele alea pe care vi le-am zis, domne, mașina a avut foarte, foarte multe probleme cu motorul, le-au rezolvat, în schimb nimeni nu s-a plâns, adică niciodată nu s-a plâns nimeni de consum, pentru că 1-2-ul făcut de Stellantis, varianta asta cu AT8 și cu convertizor, este un motor foarte eficient. Hai să vedem dacă eu am loc în spate cu mașina pornită. Sunt curios dacă am loc. Și credeți-mă că nu sunt o persoană mică ca înălțime. Da? Deci m-am urcat în spate. Asta este spațiul între... Deci aia e poziția mea de condus. Foarte, se vede foarte bine care e poziția mea de condus. Deci scaunul este după montantul B, da? Și chiar și așa, băi, să zicem că, uite, dacă ar sta confortabil, așa asta, adică piciorul meu s-ar duce între decopătura ușii și scaun, adică nu în dreptul scaunului, adică ar fi o mașină de 4 persoane fără niciun fel de problemă. Confort, hai să vorbim un pic și de confort. Calitatea de fabricație, v-am zis, este peste medie, în schimb vorbim și de confort. Uite, acum e prima dată când mă urc în spate, are și aeratoare pentru spate și asta, dacă nu mă înșel, am impresia că se dau jos să le poți și spăla. Am impresia, s-ar putea să fie niște huse. Mașina, să știi că se prezintă bine, deci are un spațiu interior bun. Cam asta e toată povestea despre Grandland. Este o mașină pe care ți-o iei, să zicem, într-o variantă second hand, pentru că ești forțat sau vrei să-ți cumperi tu o mașină second hand. În schimb, pentru o persoană care nu a condus până acum niciun fel de SUV sau nu vrea să plătească, uite și farele astea, daylight running light, se zice că n-ar vrea să plătească 45.000 de euro cât costă acum o mașină SUV modernă cu dotări echivalente. Deci aici este toată povestea. Se zice că nu vrei să dai banii aia, dar vrei faruri cu LED, vrei jante de aluminiu, vrei tableta aia să poți să-ți conectezi sistemul de navigație prin Android Auto sau Apple CarPlay. Adică vrei dotările astea, da? Și nu vrei să te duci 35-45.000 de euro? Există un Grandland corespunzător, uite așa arată și stopurile, cu LED, adică este o mașină corectă. 21.800, eu zic că e o mașină corectă pentru că este o mașină relativ nouă. Cu 21.000 sau 22.000 de kilometri, eu zic că e o mașină nouă, adică nu vei avea niciodată probleme cu ea, pentru că mașina va avea în continuare garanție. Pentru că mașina este în garanție, da? Da, nu are dotările alea pe care ți le-ai dorit. În schimb, da, noi suntem un popor ingenios. Eu îți garantez că într-un service serios cu niște băieți, să zicem că ți-ai cumpărat mașina, vrei să păstrezi garanția, într-un service serios cu niște băieți descurcăreți, poți să-ți configurezi un sistem multimedia, să-l înlocuiești pe ăsta cu unul mult mai complet, mult mai bun, culmea tot de la Stellantis. Cam asta e tot. Dacă vreți să cumpărați mașina, vă duceți la Rial Pantelimon, încă este la vânzare,
Nici n-a fost scoasă, cred că la vânzare. Asta e o premieră în România, cel puțin pentru noi. Dacă vă place Grand Lalo ăsta, veniți, mergeți, testați-l. Uitați-vă la video ăsta, mergeți, testați-l, vorbiți cu oamenii, vedeți planul de garanție și credeți-mă că dacă aveți grijă de sfaturile pe care vi le dau ei însemnând dealer, reprezentanță pe jos Citroen Opel DS în România, nu veți avea probleme cu motorul de 1.2 la 130 de cai și în special în varianta asta cu AT8 se conduce senzațional. Mulțumim! Și acum suntem la interior, așa cum v-am obișnuit, facem și teste din mers. Din start, Grand Landu tot timpul a fost, așa cum v-am zis și când am vorbit la exterior, Grand Landu tot timpul a fost o mașină mai silențioasă, cred. Adică așa, ăsta e feeling-ul meu. A fost mai silențioasă decât un 3008 și a fost mai bine asamblată. Vorbim de o producție făcută în Germania. Adică, da, acum merg pe un drum care nu este cel mai strălucit și cu 60 de km la oră. Și setele cutiei sunt diferite. Uite, suntem deja în treapta a 5-a și se conduce fără niciun fel de zgomot. Și atenție, drumul nu este cel mai fericit, vorbim de un drum. Bine, aici nu dau în gropile astea, că o să nu vreau să sară roțile din ea, dar să sară roțile de pe aia. Bă, efectiv, uite, o groapă, da. Deci este mai puțin dinamică decât un 3008. Pentru că așa trebuie să spunem și treaba asta. În schimb, este un daily driver mult mai confortabil. Uite, iei curba asta cu o viteză fără nouă drama. Chit că vorbim de o mașină care are o punte rigidă spate, deci nu vorbim de o mașină care are o punte multilink, da? Se conduce bine, setările cutiei sunt foarte bune pentru tot ce înseamnă Stellantis, adică n-au greșit-o cu absolut nimic aici, în timp ce Kia și Hyundai au zbârcit-o cu 7 DCT-ul ăla și toți știm treaba aia și ei zic că le-au refăcut, ok, bun, le-au refăcut, trebuie să-i credem și pe cuvânt, dar știm foarte bine că sunt foarte, foarte, e o generație de clienți care nu se mai întoarcă niciodată spre mărcile alea, pentru că, spre Kia și Hyundai, pentru că și-au furat-o cu transmisia aia. Ca de altfel și Volkswagen-ul, care și-au, la un moment dat, au făcut 7 DCT-ul cu ambreiaje uscate, care au fost o mizerie, ca și cutia 7, DSG-7 cu ambreiaje uscate, care în continuare este considerată cea mai proastă cutie de pe piață. Suntem un pic în contrajur, dar nu prea avem ce face, pentru că suntem la volan. În Bărăgan, deci atenție, suntem în octombrie, 26 de grade, da? Despre comportamentul mașinii, se vede foarte bine, 60 de km la oră, o accelerez un pic mai tare, nu e niciun fel de dramă, adică pur și simplu Grand Landul se conduce bine, mașina are comportament, cum v-am zis, un comportament foarte bun, stă foarte bine pe curbe, deci este o mașină confortabilă. Efectiv, Opel a făcut ceea ce a promis, a zis, bă, nu facem noi nave, nu inventăm noi nave spațiale cu Grand Landul, nu facem noi interioare, ai cockpit-uri și alte nebunii, pentru că aia e zona lui Peugeot, da? Și Citroen, da? Noi o să facem un interior convențional, pentru că toți clienții Opel sunt clienți convenționali, mai tradiționaliști decât clienții de Peugeot și Citroen. Și acest lucru s-a văzut. Din păcate, o să urmeze o generație de Grandland care a fost lansată. Aia o să fie un pic diferită, pentru că deja au lansat primele poze și pot să vă zic că este wow. Adică platforma tehnică este comună cu cea de la noul Peugeot 3008. Și vă zic, și de la 5008, atenție, Grandland-ul am impresia că o să fie de dimensiunile unui 5008 pe care tocmai l-am văzut astăzi și pot să vă spun că este mult peste Renault Espace, adică la capitolul calitate de fabricație, interior, că vorbim de interior, da, adică aici nu vorbim de altceva, vorbim pur și simplu de interioare și vorbim de cum s-au asamblat mașinile respective în zona aia. Uite, avem în treapta 8-a și ar trebui să ne scadă consumul, pentru că deja mergem super mega economic, da? De 800 de km la oră n-am ajuns pe display-ul care mi-arată și durația. Bine, într-un fel este irelevant, pentru că te afli la bordul unei mașini noi, cutie automată, pe tine te interesează să mergi, să te ții de volan și să-ți vezi de treabă. Deci, ok. Grand Landul, chiar și acum la sfârșit de carieră, pot să vă zic că este o mașină care merge, uite, acum am intrat într-un viraj un pic mai tare și am și pus frână, deci nu s-a destabilizat caroseria în frânare.
Bă, asta e un lucru bun, e un lucru admirabil. Anvelopele și-au făcut datoria. Și atenție, vorbim de niște anvelope cu 22.000 de kilometri. Bine, au fost, cred că au fost puse și cele de iarnă, dacă nu mă înșel, pentru câteva mii de kilometri. Cam așa arată o repriză, da? 80. Noi suntem în modul normal acum, da? Vreau să vă arătăm și cam ce poate să facă. Că vorba toată lumea a chiței și a zis: bă, dar 1-2 e prea slab. Bă, da. Știi cum mergem noi în România? Cum mergem noi românii? Cam cu 130-140 km la oră. În a 6-a, 7-a. Și acum ar trebui să-mi dea dreapta. Da, am ajuns în a 8-a. Și acum pot să vă zic că suntem într-o viteză de croazieră. 130-140 de km la oră este viteza de croazieră pe autostrăzile din România, unde suntem și noi acum. Și mașina se conduce fără niciun fel de dramă. Adică este silențioasă, nu bate vântul așa rău. Totuși nu vorbim de o mașină de 60.000 de euro. Vorbim totuși de o mașină de 20 ceva de mii de euro. Dar atenție, m-am uitat în lista de prețuri în Germania. Grandlandul nou e o să fie mai scump ca în România. E undeva la 33.000. Și s-ar putea, dacă Opel România face pasul pe care ar trebui să-l facă și să vândă noul Grandland la preț de 31.000, cât e 3.800, deja e o mare problemă, pentru că tocmai s-a lansat recent Dacia Bigster, frate, și Dacia Bigster cu motor hibrid de 155 de cai cumulat, mai puternic decât viitorul Grandland, care are doar 136 de cai, dar e vorba de soft, s-ar putea să-l facă și aia la 150 de cai fără probleme. Băi, 30.000 fără dotări. Atenție foarte mare, 30.000 fără dotări. Dacă pui dotările cu care vin standard, de exemplu un Peugeot 3008 sau un Opel Grandland de generația nouă, atenție, dacă pui dotările alea opționale, cred că ajungi la 32-33.000 de euro. Bă, și la 33.000 de euro e o problemă. E o problemă pentru că deja e preț de Grandland. Și vorbim de un Bigster, adică vorbim de o Dacia. Nu vorbim de o mașină făcută în Germania de către nemți. Opelul este făcut în continuare. Grandlandul o să fie făcut, cum e și ăsta, în Germania de către poporul german. Da, deci, na, cam asta e toată povestea cu mașina. Dacă vă place ce vedeți, dați-ne un like, un subscribe. Noi de obicei nu testăm mașini second hand, dar la un moment dat o să facem și pasul ăsta să ne ducem și spre segmentul ăsta. Pentru că e important, pentru că cele mai importante mașini de pe piață sunt cele second hand. Din păcate nu mai sunt cele noi, pentru că cele noi au prețuri din ce în ce mai mari și toată lumea se duce spre segmentul second hand. Bun, dați-ne un like, un subscribe, să fim și mai mari și mai frumoși și să avem timp și voie bună să prezentăm și mașini mai bune, mai ieftine, cu mai mulți kilometri sau mai puțin kilometri și în același stil obiectiv. Eu îl consider un stil obiectiv pentru că efectiv noi suntem printre ultimele publicații cu adevărat independente din România. Restul nu are rost să mai discutăm. V-ați prins și voi în politicile editoriale, știri comunicate de presă și alte prostii, adică nu se mai face presă auto din păcate în România. Și noi pe YouTube încercăm să arătăm lucrurile pe nume și da, devenim pentru foarte mult suntem o problemă, în schimb nu și pentru cititorul